salutare, cu voi este Patri și cum v-am obișnuit, duminica m-am gândit așa să postez doar daily vlog-uri, adică ce fac eu într-o zi, să vedeți toate activitățile mele din această perioadă. Așa că astăzi l-am luat pe Cristian, am dat o tură prin oraș și haideți cu noi să vedeți ce s-a mai întâmplat. Dacă vă place acest vlog, nu uitați să vă abonați la canal și să apăsați butonul ăla de like, pentru că vreau să văd câte like-uri putem strânge. O să postez în fiecare duminică câte un daily vlog și, bineînțeles, cum v-am promis, miercuri o să fie așa niște vloguri despre beauty, despre lifestyle, despre lucruri de genul ăsta. Și duminica m-am gândit să filmez doar daily vloguri pentru voi. Așa că dacă vreți să mă susțineți, abonați-vă la canal dacă n-ați făcut-o încă deja. Și haideți cu noi să vedeți ce am făcut azi. Avem aici o prăjitură cu mere, făcută de către mătușa mea. Cred că e și super, super bună. Oricum o să gustăm din ea. Și aici, din merele rămase, a făcut un suc de mere pentru copii. Deși scrie pe borcan suc de roșii, pe sticlă scrie suc de roșii, e suc de mere înăuntru, din merele rămase. Și cam așa arată prăjitura, dar oricum o să gustăm după ce mănânc. Cum vi-am spus, am revenit alături de voi ca să vă zic părerea mea despre această prăjitură. Și da, a ieșit super, super bine. Are mere pe interior și un vlad din acesta pufos și zahăr vanilat pe deasupra. Este super, super faină. Este o geantă foarte, foarte drăguță pe care am primit-o. Este o geantă de vară. Mi-a plăcut foarte, foarte mult când am văzut-o. Și da, cam așa arată ea, sper să o port cu mare, mare drag, adică sigur o voi purta cu mare drag, dar am vrut să vă arăt și vouă pentru că mi se pare foarte, foarte interesant modelul de pe ea. La noi aproape seară și ca să închei vlogul ăsta o să mă pun să fac niște chestionare pentru școala de șoferi. Dacă v-a plăcut vlogul de astăzi, vă mai aștept să vizionați alte episoade de pe canal. Cu voi a fost Patri, nu uitați să vă abonați, apăsați butonul ăla de like dacă v-a plăcut acest vlog și noi ne revedem la un viitor vlog de pe canal. De asemenea, apăsați și pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez. Mulțumesc că v-ați uitat până la final, vă pup, pa!